Cum e să ai o teamă, să-ți fie frică să spui ceva, să-ți fie frică să te promovezi pe tine? Da, nici eu nu înțeleg. E bine, uite, asta mi se întâmplă mie și anume am o fobie de a face vlog. Mulți oameni încerc chestia asta. Dragoș, de ce tu și cu Georgiana nu faceți vloguri? De ce nu vorbiți despre ceva? De ce nu ne arătați lucruri din viața voastră personală? Ei bine, vreau să recunosc astăzi, vă spun cât se poate de sincer, am o teamă în zona asta, am o fobie. De ce am o fobie în zona asta? De ce e o teamă pentru mine asta? Mă tot uitam de-a lungul timpului, atenție, nu judec, mă tot uitam și vedeam la alții că făceau vlog, că am făcut nu știu ce chestie, că am făcut, zic, bă, de ce s-ar uita lumea la chestia asta? Dar oamenii consumă, se pare că oamenii consumă. Iar eu acum am de promova ceva foarte puternic pentru mine și anume un sketch, un scurtmetraj. E un scurtmetraj un scurtmetraj pe care l-am făcut alături de părinții mei și alături de alți 10 oameni, de sunt foarte mulți oameni. Am și actori profesioniști în acest scurtmetraj. Am de promovat asta, va apărea pe 12 mai, numele este Părinții Influenceri, un clip super tare, vorbesc un pic despre asta mai târziu. Și am stat să mă gândesc cum să fac asta, pentru că am făcut tot felul de clipuri, am făcut tot felul de sketch-uri. Este culmea că eu ca și om, dacă stăm să o luăm așa, eu scriu scenarii, eu creez tot felul de lucruri, interpretez tot felul de lucruri, nu mă interesează, sunt dezinhibat la modul ăsta. Ei bine, când vine vorba să vorbesc la liber, cum sunt? Și ești foarte sociabil în viața de zi cu zi și foarte comunicativ, asta este ciudățenia lucrurilor, da, știi? Da, și când vine vorba să, uite, de exemplu acum, dacă aș sta aici, pur și simplu, hai să merg să fac câțiva pași și să vorbesc. Bă, dacă stau să fac chestia asta și să vă transmit vouă, să vă spun în felul următor, băi, oameni frumoși, uitați, am scris un scenariu, Părinți Influenceri, 10 pagini are acest scenariu, aproape 3000 de cuvinte, l-am scris, l-am filmat, am muncit la el, l-am editat. Per total este o muncă de 2 săptămâni pentru un scurtmetraj de doar 12 minute. Și o lună în total, cu totul. O lună în total ca și idee, că vorbește cu oamenii. A fost și foarte greu să strâng unii oameni. Unii oameni au zis că da, după aia s-au răzgândit, s-au fofilit, sau băi, ce să mai... A fost complicat să facem chestia asta. Și acum a venit momentul când trebuie să-l promovăm, pentru că mai sunt 10 zile și o să apară la mine pe YouTube, Dragoș Jado, 12 mai, 12:30, duminică o să fie, duminica după Paște. Și am rămas așa, eram la modul, păi și nu faci un vlog? Păi stai un pic, că, aoleu, păi ce mă, să uită lumea la mine la vlog și oamenii spun, Dragoș, de ce nu faci vloguri? De ce nu faci Georgiana vloguri? Ce le spun că, oamenilor, nu? Că ce credeți? Ia fiți atenți, că iau un pic camera, da? Ia spune și tu acum, când vine vorba, scuzați-mă că ați văzut chestia asta total neprofesionistă, dar am o problemă la o mânuță. Când vine vorba de vloguri, ce se întâmplă, Georgiana? Ne panicăm pur și simplu, sau poate e mult spus ne panicăm, dar în același timp, noi cred că avem foarte multe gânduri în ceea ce privește un vlog. Ne gândim să vorbim corect, ne gândim să vorbim ceva foarte important pentru oameni, să nu vindem așa iluzii sau, nu știu, să fie ceva interesant care pe voi să vă captiveze și punem foarte multă presiune pe noi, cam asta e ideea și atunci, cred că de asta avem nevoie să dăm afară acest lucru, să-l recunoaștem până la urmă. Verbalizăm, corect. Să verbalizăm, da, băi, da, avem o teamă în a face vloguri. De ce? Uite, v-am spus de ce. Da, și asta este. Stați un pic acum, acum predăm camera, ca să vedeți cât e de natural treaba și uite, chestia asta nici nu o să o tai la montaj, serios. Hai să mergem să-i primăm, mie îmi place să mă mișc. Eu recunosc o chestie, eu am o problemă cu statul pe loc. Eu nu pot să stau. Ia acolo un pic. Mă, nu pot. Hai, mă, uite ce frumos e din peisaj. Mamă, sincer, ok, peisajul e foarte frumos. Da. Suntem în Ploiești, suntem în Parc Municipal Vest. Băi, dar ideea este că cu toată chestia asta pe care a spus-o Georgiana, asta era în mentalitatea noastră. Am fost și în Dubai, am făcut unele vloguri. Ce-i drept acolo în Dubai, recunosc că am făcut o greșeală. Am arătat și o parte reală a Dubaiului. Iar oamenii câteodată nu vor să vadă această realitate. Mi-a luat mult să înțeleg. Am stat un pic să iau informația asta și o cern un pic bine și zic, bă, stai un pic, de ce fac eu chestia asta să le arăt la oameni câteodată realitatea așa cum e? Pentru că de multe ori realitatea e dureroasă. Fac o mică paranteză, uite cum vine anul ăsta, anul ăsta o să avem un an al alegerilor. Ce să alegem din rău? Asta e realitatea. Ceva mai puțin și rău. Practic, păi nu știi care e mai puțin rău. Și practic, uite, de asta ies tot felul de sketch-uri pe care, mamă, le fac, le interpretez, le jucăm. Atât eu cât și Georgiana, ce roluri avem, părinții mei la fel. Și uite, mi se părea mereu că trebuie să dăm ceva interesant. Acestea fiind spuse, acum vreau să vă vorbesc un pic despre Părinți Influenceri. Am realizat un super scurtmetraj din punctul meu de vedere și sunt ferm convins că și voi veți aprecia asta, veți reacționa ca atare. De ce? Acest scurtmetraj este făcut alături de părinții mei, în rol principal. O să vă las aici și câteva imagini să vedeți în acest scurtmetraj. Părinții mei aleg să se apuce de influencereală, să facă influencereala aia grosolană, aia în care promovezi și lucruri în care nu crezi, promovezi lucruri care
nu există. Ne pare nu rău. Mai din casă. Băi, nu, vreau să dau un mic spoiler pentru oameni. Ne pare rău că am făcut-o așa, pentru că poate sunt colegi de breazlă care vor fi supărați, dar știți cum e, la final de zi este un pamflet, trebuie tratat ca atare. Părinți Influencer va fi unul dintre cele mai bune scurtmetraje ale mele. Singura teamă pe care o am este că nu are chestii extraordinar de piperate, nu are ce să vinde în momentul de față, pentru că ați văzut și voi, scandaluri peste scandaluri în mediul online, sunt tot felul de chestii care trebuie spuse. Și uite, hai să ne oprim un pic să discutăm treaba asta. Fii atentă, fază. Și chiar mă așez ca oamenii să înțeleagă că ăsta e un subiect foarte delicat. Și anume, măi oameni frumoși, în momentul când pun un clip despre psiholog, contabil, niște sketch-uri făcute în așa fel încât să transmitem și un mesaj, măi, sketch-urile alea nu merg. În momentul când piperăm un pic, ce înseamnă piperăm? Fetele din clip arată super bine, subiectul este între vecin, vecină, amant, amantă și chestii de genul. E bine, incitant, da. E bine, atunci lucrurile merg. E bine, atunci lucrurile merg. Și așa că vă rugăm frumos pe viitor, oameni frumoși, să nu ne judecați pentru ceea ce facem în online. Pentru că, ce-i drept, noi nu ne adresăm copilor, noi ne adresăm zonei adulte. Noi facem glume pentru adulți, la fel ca în filme, la fel ca în televiziune. Ei, făcând chestia asta, automat trebuie să piperăm un pic, pentru că am observat, asta se consumă cel mai mult. Așadar, revenim la Părinți Influenceri, un scurtmetraj, super, super scurtmetraj, făcut alături de oamenii pe care îi iubesc cel mai mult, părinții mei și Georgiana. Și bineînțeles, după aia, restul oamenilor care s-au alăturat și care au avut încredere în mine. V-am spus, sunt actori profesioniști în clip, sunt oameni care ne-au ajutat pentru prima dată. E prietenul meu, Robert Bulimeș, care s-a implicat extraordinar de tare și care a lucrat cu mine la acest clip, la modul, uite, thumbnail-ul va fi făcut de el. O să fie o chestie super mișto. Cu siguranță, cu siguranță, dacă îi acordați o șansă, și anume, păi când a apărut clipul ăsta, să vă uitați. Dacă vă place, dați un like. Sunt singură din online. Cum spun oamenii în online, Georgiana? Dați voi acolo un like, dați geană pe clipul ăsta, direct, da. Clipul ăsta trebuia să înceapă. Salutare, oameni frumoși, sunt Dragoș Dado, dați și voi un like la acest clip înainte de toate. Ei bine, eu nu pot să fac asta. Nu vreau să-i scot pe ei negativ. Însă partea mea reală, raționamentul meu îmi spune, băi frate, doar dacă îți place. Doar dacă îți place. Îți place Părinți Influencer, dai un comentariu, mi-a plăcut, sau dai un comentariu și spui, bă, nu mi-a plăcut din punctul ăla de vedere. Dai un like dacă îți place. Și atât. Dar uite, nu pot să cer asta, eu vă cer doar să vă uitați. Vă cer doar să-i dați o șansă. 12 mai, dați un follow, activați notificările, pentru că altfel n-aveți de unde să știți. O să vedeți că o să-l promovăm și o să-l promovăm și o să-l promovăm. De ce? Pentru că e o muncă de o lună, cum a spus Georgiana, și este cât se poate de normal. Cum a fost și seria de la ea, de la Georgiana Stase, Giovanna. E o muncă continuă. Filmată partea a doua, Giovanna a fost filmată în ploaie. Da, clipul cu tarot acum a fost filmat la 10 noaptea într-un cimitir plin de mocirlă, dar asta este pasiunea voastră, noastră. E pasiunea voastră să vă uitați la noi, o las așa. Da. V-am spus, clipul ăsta este cât se poate de natural, nu vreau să fie tăieri, nu vreau să se întâmple chestii de genul, așa vorbesc cu oamenii când sunt naturali. Da? Mă, nu ne-a luat cineva. Hai să ne întoarcem acolo, că acolo avem al doilea microfon. Nu știu de ce, am venit până aici și ne-am oprit. Poți să așa? Vă spune. Puțin? Reluăm, fiți atenți acum, cum întoarcem gimbalul. Incredibil. Așa, un gimbal manual, uman. Vreau acum să întrebăm pe oameni, pentru că e foarte important, dacă tot am avut acest curaj de a ne expune cu această teamă noastră sau acest cumul de temeri pe care noi le avem, sunt curioasă vouă cum vi se pare că ne descurcăm în arta asta a vorbirii pe vlog. Chiar sunt curioasă, nu neapărat, nu vrem să ne periați, vrem să fiți pertinenți, în același timp cu bun simț și să ne spuneți cam ce ați vrea de la noi să vedeți pe zona aceasta. Nu știu, eu asta am simțit să spun, dacă uite, vrei. Așa vreau eu să închei, imediat, da. Fiți atenți cum dau legătura. Acum, imediat, fiți atenți, fără ai legătura. Mamă, și cum am revenit cu legătura, fără să tai, totul natural. Spuneți că vă place naturalețe, asta e naturalețe. Vreau să facem o chestie, ca să-mi înfrâng această teamă și ca să trec și eu la nivelul următor, să pot să fiu liber în exprimare, ca să spun așa, în online, vă rog eu frumos, adresați aici în comentarii ce întrebări doriți voi. Despre trecutul meu, atenție, nu chestii foarte personale, pentru că e normal, o să aleg să nu răspund la chestii care sunt delicate, ca să spun așa. Corect, da. Cu ce m-am ocupat până să fac online, chestii de genul, dacă am lucrat în afara țării, v-am dat și niște hinturi. Da, întrebați-mă orice și ce credeți că vreau să mai fac după ce o să apară Părinți Influencer. Vreau să iau pe părinții mei, să fac un vlog, nu știu dacă în natură, mie îmi place foarte mult să filmez în natură, dacă să stăm în casă, ne filmăm în fața la un telefon, ok, suntem în fața la un telefon, dar uite, am posibilitatea asta, da, mă mișca, e un alt fel de aer și vreau să iau pe părinții mei și să fac un vlog la modul, mă, să vorbească ei despre mine, la modul, băi, cum v-a simțit voi ca părinți când copilul vostru v-a spus, băi, știți că eu am două joburi, da? Bun, fiți atenți că renunț la amândouă ca să fac online.
cum au luat ei chestia asta? De ce mă ajută în online? De ce ei aleg să vină alături de mine și să filmeze, să intre în tot felul de personaje? Pentru că, uite, tatăl meu este un domn de 69 de ani. Poate ar vrea să stea să se odihnească, dar totuși, uite, mă ajută. Așa cum se poate, mă ajută. Mama e o persoană care ține în spate o companie și are o funcție extraordinară de tare. E numărul 1 acolo. Chiar și, numărul 1. Și sâmbătă și duminica, când ar putea să stea să relaxeze, vine și mă ajută pe mine. Bineînțeles, fac asta pentru că sunt părinții mei. V-am spus, lăsați aici în comentarii și notați-vă, 12 mai, părinți influencer, Dragoș Dado, activați-vă notificările, 12:30, ziua, va fi un clip super tare și vă mulțumesc din tot sufletul meu că m-ați ascultat și sper că ați rezonat cu realitatea și că ați digerat ceea ce am spus într-un mod, bă frate, uite ce mă bucur pentru băiatul ăsta că a spus, a recunoscut, am o teamă în a face chestia asta, dar în același timp teama asta acum se sparge și de aici înainte vor urma multe momente de genul, dar am nevoie de voi să comunicăm împreună prin aceste clipuri. Vă pup!